Două persoane au fost găsite decedate într-o locuință cuprinsă de flăcări în localitatea Băcăoană, Târgu Ocna. Incendiul a fost anunțat aseară în jurul orei 23.20 pe strada Morii. Focul a cuprins atât acoperișul cât și bunurile din interiorul casei. La fața locului au intervenit două auto speciale cu apă și spumă, precum și grupa operativă AISU Bacău. Pompierii au lichidat incendiul, dar au găsit în interior trupurile a două persoane, o femeie de 54 de ani și un bărbat de 53 3 de ani incendiul s-a produs din cauza efectului termic al unui burlan metalic neprotejat față de materiale combustibile.